Pentru astăzi ne-am propus să vizionăm SBRCTF, un nou film în regia lui Iura Luncașu, o schimbare bruscă și interesantă de macaz regizoral, spunând o poveste care se întâmplă în România anilor 1920. Mai târziu mergem la un cineconcert cu proiecția filmului S-a furat o bombă, capodopera lui Ion Popescu Copo din 1962, care a participat la Festivalul de Film de la Cannes cu mare succes. Foarte interesant, sunt convins că va fi concertul compozitorului Alexei Țurcanu, cel care a refăcut coloana sonoră a filmului cu sprijinul Orchestra Film Band sub bagheta lui Tiberiu Soare. Până atunci ne vom plimba puțin prin Parcul Central din Cluj, locul nostru preferat de fiecare dată când venim aici. Să vă spun și de ce scurt să vă plictisesc și să vă